Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi, 12 ianuarie, suntem în orașul Bacău pentru a o sărbători pe doamna Marinica, care împlinește o frumoasă vârstă. Surpriză din partea familiei sale. Haideți cu noi să vedem cum va reacționa. Bună ziua și bine v-am găsit! O bolnărie, doamna Marinica, sărbătorita zilei! Aici, în fața dumneavoastră. Haideți ca împreună cu mine, toată lumea prezentă, să cântăm pentru doamna Marinica un mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Doamna Marinica să trăiască, Marinica să trăiască, la mulți ani. Aplauze pentru doamna Marinica! La mulți ani, doamna Marinica, să fii sănătoasă! Noi suntem echipa Livrăm Zâmbete Bacău și în această zi deosebită, cineva care vă iubește din toată inima ne-a trimis la dumneavoastră cu o surpriză. Cine credeți că a fost? O să vedem dacă venim din partea dânsului. Vă rugăm să lăsați un pic florile și un pic pe măsuță. Așa, să luați tortul. Așa, și un super aranjament de trandafiri avem pentru dumneavoastră. Și bineînțeles o șampanie să o beți alături de cei dragi astăzi, în această zi minunată. Așa, șampania trebuie să începe. Asta deja aici. Vezi cu șampania când obi să mă dur. Doamna Marinica, pe lângă toate aceste cadouri, noi avem o melodie însoțită de un mesaj și după ce o să le ascultați, o să vă dați seama exact cine ne-a trimis la dumneavoastră în această zi unică și frumoasă. Sute de feme, dar m-am oprit la ochii tăi cu un mic sărut copilăresc, cât am ajuns să te iubesc. Acum sunt un om fericit, mă simt iubit și împlinit. Am lângă mine ce vreau eu, femeia sufletului meu. Cea mai frumoasă, cea mai frumoasă este soția, ce-o am acasă. E singura ființă care îmi dă putere și alinare. Cea mai frumoasă și mai frumoasă este soția, ce-o am acasă. Nimeni pe lume n-o să poată să ne despartă. Au trecut ani peste noi, dar am rămas tot amândoi. Și încă o viață de-aș avea, doar tu vei fi dragostea mea. Și vor mai trece ani și ani, copiii noștri vor fi mari, și noi la fel ne vom iubi, la fel de mult ca în prima zi. Cea mai frumoasă, cea mai frumoasă
este soția, ce-o am acasă, e singura ființă care îmi dă putere și alinare. Cea mai frumoasă și mai frumoasă este soția, ce-o am acasă, nimeni pe lume n-o să poate să ne despartă. Doamna Marinica, aș avea și un mesaj frumos pentru dumneavoastră, spus din suflet, care zice așa. Draga mea, azi de ziua ta îți urez un călduros la mulți ani și îți doresc să fii mereu frumoasă și zâmbitoare alături de mine. De câte ori mă gândesc la tine, aș vrea să îngheț clipa și să ne bucurăm unul de celălalt, fiindcă tu ești căldura sufletului meu. Tu ești femeia pe care o iubesc și din iubirea noastră ai adus pe lume doi îngerași, Larisa și Raul, iar noi ne-am ostenit să-i creștem mari și frumoși, iar ei astăzi, prin iubirea lor de mamă, spun la mulți ani. Te iubim, îngerul nostru, ești viața noastră și chiar dacă distanța ne separă, vei fi mereu în inimile noastre. Surpriză din partea soțului Costel, a fiului Raul, a fiicei Larisa și a nepotului dumneavoastră. Da. Din partea lor venim astăzi cu mare drag. Dacă doriți să le transmite și dumneavoastră câteva cuvinte. Nu știi că le iubesc mult. La mulți ani și din partea noastră. Să aveți o viață plină de fericire, de bucurii și acum o să vă mai rugăm să luați un pic tortul. Așa, pentru că vrem să aprindem și lumânările și până le aprind, dumneavoastră vă puneți o dorință în gând, da. Și apoi suflați în lumânări să se îndeplinească dorința dumneavoastră. Unde se termină și eu camionul ăsta? Aplauze încă o dată pentru doamna Marinica, la mulți ani, să vă mulțumim. Te așteptăm.